pentru că este un nou an și cu toții vrem să fim mai sănătoși, mai sănătoase, vrem să fim mai supli, mai cu mai multă energie, am pentru tine două sugestii de mic dejun care eu cred că sunt unele dintre cele mai sănătoase variante de mic dejun. Sunt frumoase, sunt colorate și sunt gustoase și cu foarte mulți nutrienți. Și anume două smoothie bowl-uri și știu că v-am prezentat multe variante de smoothie bowl-uri de-a lungul timpului, însă acum am două variante cu ingrediente din România, majoritatea, cu excepția fructelor, că nu poți să le aduci peste graniță, însă, da, sunt ingrediente care se găsesc în România, sunt sănătoase. Sunt două micuri dejun rapide și cu foarte mulți nutrienți. Am spus de suficiente de multe ori că au nutrienți și că sunt sănătoase. O să încep cu un smoothie bowl roz, frumos, perfect, sănătos și o să continui cu unul verde. Ingrediente. În primul rând avem nevoie de un blender pentru a putea blendui acest smoothie și două banane. Eu o să fac aproape 3 porții, 2 porții și jumătate. John e să mănânce, John... Eu, deci, și dacă nu vrei să faci smoothie bowl, poți să-l folosești precum un smoothie. O să adaug niște căpșuni. Căpșunile sunt foarte sănătoase, au foarte mulți antioxidanți. Mango. Fructele congelate în America sunt mai ieftine, așa că unele dintre ele prefer să le cumpăr gata congelate și țin mai mult, nu trebuie să mă grăbesc să le mănânc pentru că o să se strice. Și acum o să adaug această pudră de pitaia, pink pitaia sau fructul dragonului. Eu o găsesc și fructul proaspăt câteodată la piață, însă nu am mai fost la piață de ceva timp. Dar dacă nu, poți să folosești această pudră. Știu că în România se găsesc chipsuri de pitaia și pudră de pitaia, atât. Pudra este de la Matcha Bar. Matcha Bar România și poți să comanzi și tu dacă vrei și au mai multe feluri, au și acai, care este un fruct din Brazilia care nu se găsește proaspăt la noi și eu folosesc fie congelat, fie pudră, dar Matcha Bar România au și pudra pink pitaia, au și pudra, au și spirulină, au și sfeclă roșie și au și acai. Și poți să folosești codul LARISA12 pentru 12% reducere. Ok, și acum o să adaug apă de cocos și o să le blânduiesc. Poți să adaugi lapte vegetal dacă dorești sau lapte normal dacă nu ești vegan, însă mie îmi place mai mult cu apa de cocos și oferă un gust mai dulce și este și foarte hidratantă. L-a blenduit cu acest smoothie. Ok, și acum o să adaug niște cereale. Am cereale integrale. Poți să adaugi muesli, poți să adaugi granola. Granola mie nu prea îmi place pentru că folosesc ulei în granola. Niște nuci. Nucile sunt foarte sănătoase. Le maci puțin, sfărâm puțin. Așa. Și ingredientul meu favorit sunt niște gerbeni de broccoli, care sunt foarte sănătoși. Puteam să-i pun în compoziție, însă nu am făcut asta. Și niște rodie și afine. De ce îmi place să mănânc smoothie bowl în loc de smoothie? Este pentru că am toate chestiile astea deasupra și mă determină să mestec smoothie-ul și produc salivă, ceea ce e foarte bună pentru digestie. Așa că, da, acesta este micul meu dejun. Spune și tu că nu arată extraordinar de bine. Pentru că mi-am început dimineața la medic pentru niște analize și mai este o oră și jumătate până la masa de prânz, totuși aș vrea să mănânc ceva, nu prânzul, o să îți arăt cum fac eu un smoothie super sănătos, pe care de obicei îl mănânc precum un smoothie bowl, adaug tot felul de chestii deasupra, precum cereale, fructe, însă pentru că masa de prânz se apropie, o să fac un smoothie. Pentru o porție eu folosesc o banană, o banană și jumătate, sper să nu fie prea mult. Pe urmă, o să adaug kiwi. Știu eu, kiwi are foarte multă vitamina C. Îmi lasă gura apă. E un smoothie foarte verde, foarte sănătos.
Doar că kiwi este foarte dificil de scos din coajă. Știi că se poate mânca și cu coajă? John îl mănâncă cu coajă, eu chiar n-am ajuns la acel nivel. Zic asta și peste o săptămână mă vezi că mănânc kiwi cu coajă. Jumătate de lămâie. O bag direct așa, da, știu, e ciudat. O mână de baby spanac. Așa. Niște muguri de broccoli. Ți-am spus că e un smoothie foarte verde. Singura chestie care nu e verde e banana. Așa. Dar chiar are un gust bun. Ai crede că din cauza lămâiei nu are un gust bun, dar chiar lămâia îi dă un gust super bun. Nutrienții din verdețuri se absorb mai bine dacă se mănâncă cu niște grăsime, în același timp cu niște grăsime, așa că eu o să pun puțin unt. Este un mix de unt, de arahide, semințe, nuci. Așa. Și pentru că știu că în România nu se găsește kale, am această pudră de kale din România. E kale românească și e pudră, așa că vreau în acest video să folosesc alimente pe care poți să le găsești. Untul de arahide nu trebuie să fie același. Poți să găsești un unt de arahide fără zahăr adăugat, fără uleiuri adăugate și adaug o linguriță de kale. Asta funcționează perfect atunci când nu găsești proaspăt în magazin și o să o țin la frigider. Și foarte mult lapte de, apă de cocos, nu lapte, scuze. Apa de cocos este foarte hidratantă și oferă un gust dulceag smoothie-ului. Ok. Și acum în blender. Așa arată, mi-am făcut un borcan de smoothie. Trebuie să încerci cu lămâie pentru că lămâia oferă un gust super bun. Da, așa că am multe vitamine, în special multă vitamina C, multe verdețuri foarte sănătoase, am și grăsimi, e perfect. O să beau asta în următoarea jumătate de oră și pe urmă peste o oră, o oră și jumătate o să mănânc prânzul. Noroc! Chiar e super bun, e foarte, are un gust foarte bun. N-ai zice că e doar verde, doar cu chestii verzi. Da, să încerci și tu rețeta și să-mi spui în comentarii care e rețeta ta de smoothie favorită, să-mi lași acolo rețetele, să citim și noi, să mai încercăm rețete noi. Sper că ți-a plăcut acest video și că ți-am dat două idei de mic dejunuri super rapide. Sunt plăcute atât pentru oamenii mari, pentru adulți, cât și pentru copii. Johnny îi place la nebunie, crede că mănâncă un, nu știu, o înghețată dimineața la micul dejun. Și da, e o înghețată, dar o înghețată sănătoasă. E, da, e rapid, e sănătos, de fapt ambele sunt rapide și sănătoase și sper că ți-am dat idei să încerci variante noi, colorate, care să fie puțin mai deosebite decât, nu știu, decât un smoothie cu banană și lapte, de exemplu. Da, sper că ți-a plăcut, nu uita de codul LARISA12 pentru Matcha Bar România. Nu uita să te abonezi și ne vedem data viitoare cu un alt video. Te-am pupat! Ciao!